Salut, Dane! Salut, oameni buni! Bine ați venit! Bine ați venit pe Fane și Câinii! Sunt... Ați spus întrebarea asta, cum că am făcut eu corbi agresiv? Cum faci ca să fie o câine nu agresiv, bun de pas? Cum? Cum să faci? Cum? Întrebarea e să aibă genă bună, să vină din părinți. Asta în primul rând. Asta în primul rând. După care eu metoda care am probat-o și am testat-o cu arbor. Este, bineînțeles, izolat până la vreo 6-7 luni. Să nu vadă străini. Izolare? Până la 6 luni? Da, drumul cu stăpânii așa, dar izolat. Izolat de alte persoane? Da, de persoane străini, da. Am și înțeles. Deci contează foarte mult chestia asta, să nu vadă el străin. E esențial pentru un câine să fie izolat. Deci asta zici că e metoda, practic. Izolare genetică bună. Și asta e, și niște antrenamente și așa se pot face, niște... Nu știu dacă... Nu prea o relevanță, a? Instinctiv. Deci dacă nu e pornește de la el, nu e câine inimos, e greu să faci ceva cu el. Trebuie să aibă el inimă în el să... Deci îl asmuți degeaba dacă nu are el în genă... Îl asmuți și face cât îl asmuți, așa se învață majoritatea câinilor. Cât îl asmuți să face, după ce nu-l mai asmuți, te linge pe mână. Am asta înțeles. Înseamnă când câinele învățat. Eu vreau să vorbesc cu el, cum e genetica lui și... Da. Să vă facem o prezentare așa, alu Aron și lui Maia, cum sunt ei, cum să înțeleg și cum s-au înfrățit. Contează foarte mult. Deci s-au înfrățit Aron cu Maia și... Da, așa să zicem, frății. Eu vreau să ia în pereche, nu frații. Da. Și da. O să vedeți și pe filmări ce mare s-a făcut Aron pe lângă Maia. A da, depășit-o, da, da, a depășit-o puternic. Mult. Ia uite-l acolo în spate. E cât poartă. Uite-l pe guște. Da. Hai să vedem. Da, hai să vedem. Trecem la treabă. Haide că acum o să-i dea drumul și lui Maia. Aron deja e liber și urmează și Maia. Ia să-i vedem. Pare din parc. Oameni buni, v-a plăcut demonstrația? Sper că ați avut parte de un spectacol frumos, vizionare plăcută în continuare, mai dați pe repeat. Ați văzut diferența, Aron s-a făcut ca un mascul adevărat, gigant. E un gigant. Da, amândoi se înțeleg așa de bine și așa de bine pe agresivitate, se înțeleg extraordinar de bine, deci
Nu se atacă unul pe altul. Nu se atacă unul pe altul. Deci amândoi știu ce au de făcut. În pereche, totul, ce să mai, sunt mulțumit maxim fanii de amândoi. Da. Foarte, foarte mult, să înțeleg foarte bine, exact cum i-am dorit eu. Poate alții nu și doresc, alții vor un câine mai de companie. Eu asta îmi doresc, să fie bun de pază, să facă show, să se dea spectacol, nu știu, asta e pentru inima mea. Plus să fie corp, bineînțeles. Fiecare cu plăcerea lui, țineți-vă câini, nu atacăm pe nimeni. Alții poate vrea să aibă câini buni de animale sălbatice, foarte bine, n-au nevoie să fie agresiv la om. Bravo lor, îi respect, nu, niciodată nu vreau să jignesc sau ceva. Dar eu pentru asta le-am luat. Pentru curte. De curte, de pază. Exact, exact. Da, mi-a plăcut evoluția, cum, din ce am văzut. Ce să mai Maia la fel, bestie, fiară. Maia într-o formă bună. Fiară, fiară. Face spectacol, face, chiar face spectacol cățea. Da, și Aron cred că mai învață și de la ea, sincer, pentru că are experiență, e bătrână. Chestia asta cu atacul, ai văzut, se încurajează și Aron, încă e copil, la 9 luni, încă nu-i matur, dar are agresivitate, din ce am văzut și Aron. Are, are, chiar promite foarte bine și din ce în ce îl văd mai hotărât, îl văd mai hotărât din ce în ce și, bine, probabil primul clip cu Aron o să apară, l-am văzut și aici, pe teritoriul străin, când l-am scos la poartă, ce bine acționează și... Da, da. Super, super câine. Sunt mulțumit de amândoi, deci asta e metoda mea, prin a face un câine agresiv pentru curte. În primul rând, genetică. Deci, Dane, acestea fiind zise... Am luat poarta de la balamale, ce să mai zic? Moștri acolo, mă așteaptă. Ăștia au fost câinii lui Dan, perechea de ciobănești corbi. Da, eu vă salut aici, e frig, e răcoare. E frig aici, da. Îmi dai un zoom pe căpățână lui Aron acolo. Hai. Gata, sănătate tuturor, vă salutăm! Sănătate! Numai bine!